și pământesc, pe tine te laudăm. Vă-s Duhul tot cu noi și vânt, ție slujesc ca unui sfânt. Pe tine te laudăm, pământul întreg cât e de greu, se învârte tot de dragul tău. Pe tine te laudăm și întreaga natura ta ți-nalță purioasa na. Pe tine te laudăm și tot ce mișcă ție spun, că ești puternic și ești bun, noi pe tine te laudăm. Împărățești și dai vieți sărmanei făpturi pământești, noi pe tine te laudăm. Cel ce din tine la început ai făcut om precum ai vrut, pe tine te laudăm. Și l-ai pus în grădina ta să fie stăpân peste ea, pe tine te laudăm. Dar el voindu-se împăra, a căzut gramic în păcat, pe tine te laudăm. Și l-ai trimis din fața ta să-și plângă fapta lui cea rea. Pe tine te laudăm, arând de lungul temânii și mântuire i-aduci lui, noi pe tine te laudăm. Că din fecioară trup ai luat și lege nouă tu i-ai dat, noi pe tine te laudăm. Cel la ce fiul de strâna în țară iarăși l-ai chemat, pe tine te laudăm. Și orbului întunecat lumină în ochi ai picurat, pe tine te laudăm.
Doamne, facem-te curată, pentru zi, nu pentru scurcări, pentru vasă din, ci pentru a ta necrină plătată. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Mie, Doamne! Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ei și ții slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe imea cea de o ființă și de înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră lucrurile s-a făcut din ceruri, s-a întâmplat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi când zilele cu om subinat, a primit și s-a întâmplat și a înviat la treia zi după Sfânturi și s-a întâmplat la cerul și șoartele dreaptă Tatălui și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, om de viață, făcătorul, care din Tatăl cu cerii, Tatăl și cu Fiul, este mirat și sărit, care îl reie pe proroși, una sfântă, sotonicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.